România a ajuns la 47 de pacienți infectați cu coronavirus. 7 dintre ei s-au vindecat, însă starea de alertă rămâne la cote maxime. Numărul cazurilor crește incontrolabil, chiar și de la o oră la alta. Ieri a fost ziua neagră cu cele mai multe rezultate pozitive pentru virusul fără leac. 17 români au fost diagnosticați cu COVID-19. A fost și o zi cu două premiere. Avem deja primul caz de transmitere comunitară. Este vorba despre un bărbat din Constanța, cadru medical, care nu a fost în nicio zonă afectată și susține că nu a luat contact cu vreo persoană suspectă. Cazul său a demarat o anchetă epidemiologică în 3 județe. Mai mult decât atât, ne confruntăm deja și cu prima moarte suspectă. Un bărbat din Pitești a murit seara trecută. Pacientul a venit în stare gravă, cu toate simptomele specifice. A fost resuscitat, i-au fost luate probe pentru COVID-19, însă a pierdut lupta cu viața la terapie intensivă. Se așteaptă acum rezultatul analizelor. România, 47 de cazuri confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Temut și incontrolabil. Vârful acestei crize a fost atins aseară cu două premiere. Prima moarte suspectă. Un bărbat a ajuns la spitalul din Pitești cu toate simptomele specifice virusului, printre care și o infecție pulmonară gravă. A intrat în stop cardiorespirator, a fost resuscitat și s-au luat de urgență probe pentru COVID-19. La scurt timp, bărbatul s-a stins la terapie intensivă. Acum se așteaptă rezultatul analizei de la Institutul Matei Balș din capitală. În același timp, de la malul mării venea o altă veste, unul dintre cele mai negre scenarii. Primul caz de transmitere comunitară, un bărbat de 52 de ani confirmat pozitiv cu coronavirus. Din datele pe care le avem până acum, nu are niciun fel de contact, nu a fost stabilit niciun fel de contact cu persoane care să vină din zonele carantinate din Italia, nu a fost plecat din țară, nu a călătorit în țări cu posibil risc. Cazul său a generat anchete epidemiologice în 3 județe, Constanța, dar și Neamț și Ilfov, acolo unde bărbatul a călătorit la începutul acestei luni. Am demarat acum ancheta epidemiologică, încercăm să identificăm toți contactii pacientului. Singura colectivitate așa mai mare în care a fost din perioada de 29 februarie 1 martie, când a fost plecat în Piatra Neamț. Bărbatul a participat acolo cu fiica sa la un concurs de balet. Tânăra locuiește însă în Ilfov. Acum și ea a fost izolată și i s-au luat probe. Mai grav este că bărbatul este asistent șef la spitalul județean Constanța și după ce s-a întors din Piatra Neamț a mers 2 zile la serviciu. Abia pe 9 martie a început să se simtă rău și a mers să își facă analize. Odată confirmată infecția cu COVID-19, la spital s-au luat toate măsurile. Nu am început dezinfecția, am început camera de resuscitare, am continuat cu holurile și pe aceea am mers în zona de imagistică, lucru care se va repeta și de dimineață pentru UPU. Și de asemenea vom continua cu aceste măsuri de dezinfecție pe secțiile afectate. Se fac listele cu pacienții și personalul în special care a fost în contact, da? Astfel încât aceștia să poată să fie testați și, bineînțeles, să se supună regulilor. Confirmăm că există. Nu, nu s-a pus problema. În zilele următoare să luăm teste pentru spitalul județean, să facem și noi aceste teste de COVID-19. A fost ziua cu cele mai multe confirmări de coronavirus, 17 la număr. 5 bărbați cu vârste între 22 și 57 de ani care s-au întors din Italia și au fost duși din vamă în carantină într-un centru din Arad au primit rezultatul odată. Trebuiau să ajungă la spital în Timișoara cu ambulanță de victime multiple trimisă special, însă autoritățile au anunțat că misiunea s-a anulat, iar autospeciala s-a întors goală în Timișoara. Deocamdată nu se știe unde se află pacienții. Confirmat tot aseară este și un tânăr de 20 de ani din Iași, întors tot din Italia și băgat în carantină la Satu Mare. Acesta a fost transportat cu izoleta la spital în Cluj-Napoca.